cheamă Pavel Ivanovici Cicicov și el vrea să se îmbogățească. Sau să dea impresia că este bogat. Și de aceea se plimbă din mușie în mușie și cumpără sufletele care nu sunt trecute ca moarte, dar sunt moarte. Pentru că a zis că nu sunt moarte, lumea începe să-și dea seama de ce chestii face el, înșelătorii. Și pleacă spre alt regiuni, să zicem așa. Acolo din nou începe pe început și apoi în film este prins la un moment dat. Sfârșitul lipsește pentru că manuscrisul s-a pierdut, din păcate. Dar este o carte interesantă și interesantă. În lumea asta fiecare își aranjează treburile. Fiecare cu cel doare, spun eu. Cotrăboiala prin lăzi se întoarce cu succes, așa că după această expediție câte ceva trecut și prin propria casetă. Pe scurt, totul fusese pus la cale cu ficțiune. Nu că Cicicov ar fi furat, dar profitase și el. Doar fiecare dintre noi profită de ceva. Unul de pădurea statului, altul de sume economice, altul sună de a copiii săi de dragul unei artiști aflat de întrecere, altul de la țăranii lui din mobilă, pe la camp sau printr-o caletă. E foarte copioasă, că ai despre un băiat care se numește Bastian, el intră într-o librărie și acolo găsește pe masă o carte pe care scrie povestea fără sfârșit și cap în magie, grămadă de SF, intră în carte și acolo trece prin o grămadă de aventuri și la sfârșit se povestește din carte, după aceea se întoarce înapoi în realitate, iar din carte, iar în realitate și foarte drăguță. Eu am citit-o mai de mult, deci nu știu cât se mai mulează pe vârsta noastră, dar foarte fain. Vreau să știu, spuse vorbindu-o singur, ce se petrece de fapt într-o carte pe care este înviță. Probabil că nu există decât literele cumpărite pentru tine. Totuși, ceva tot trebuie să se petreacă. Prin traduși când o deschizi, găsesc acolo întreagă poveste. Apar personaje pe care eu nu le cunosc, fel de fel de aventuri, de ispărări și lupte. Uneori au loc furturi de mare sau ajungi în țări și orașe străine. Toate acestea se găsesc într-un anumit fel de carte. Trebuie să citești ca să le treci pe toate, asta e limpede. În carte se găsesc însă toate acestea dinainte. Aș vrea să știu un cel pe. Dintr-o dată se simțim în dispoziția aproape solemnă.